Sunt Cristina Mureanu și vă spun bun venit la tradiționalul concert de Crăciun al Filarmonicii Moldova Iași. Sărbătoarea Crăciunului este marcată de emoție, de bunăvoință, de iubire pentru cei din jur. Iar colindele sunt darurile pe care le așteptăm cu nerăbdare an de an. Am venit așadar să vă colindăm. Am venit cu daruri muzicale, împodobite de spiritul Crăciunului și frumusețea sărbătorilor de iarnă. Multe dintre ele le veți recunoaște, cu siguranță. Dar am pregătit și surprize muzicale inedite, lucrări în prima audiție. Nu plec înainte de a vă prezenta colindătorii noștri. Doamnelor și domnilor, corul academic Gabriel Muzicescu, condus de maestrul său permanent Doru Petru Moraiu, Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Moldova Iași, din nou invitat la pupitrul ansamblurilor noastre pe maestrul Adrian Morar. Am păstrat surpriza la final. Știm cu toții că cel mai cristalin și mai angelic și mai pur colin este cel al copiilor. Așa că i-am invitat alături de noi pe câștigătorii marelui trofeu al concursului internațional de muzică corală Gabriel Muzicescu de anul acesta, juniorul din corul de copii Angelii, pregătit cu multă dăruire de dirijorul lor, Mirela Palamariu. Las urgii muzicale să coboare peste dumneavoastră și vă invit să-i primiți cu plăcere în public și, de ce nu, să fredonați alături de noi colindele care vă sunt cunoscute. Audiție plăcută!
Doamnelor și domnilor, sper că ați intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vă rog să-i mai aplaudăm încă o dată pe colegii noștri. Thank you.
Thank you.